aprins o lumânare, la fereastra larg deschisă, le-a chemat pe ursitoare. Ce tot băigui, surioară? Și de ce vorbești încet? Unde vezi tu lumânare? Ne-au găsit pe internet. Dar v-ați găsit acum să discutați modul de contact? Haideți să ne apropiem ca de scântecul să-l spunem. Eu una mă apuc de ursit. Suntem ursi ursitoare, meștere și ghicitoare. Nu ne credeți? Vedeți bine, noi ursim pentru oricine. Noi ursim pentru oricine și ursim numai de bine. De departe noi venim pe Antonia să ursim. Suntem ursi ursitoare și din cartea noastră mare vom alege pruncului căile destinului. Iar acum că ne priviți, bucuroși cu tot să fiți, pruncul azi cel botezat prin destin va fi înălțat. Acum când ai venit pe lume, îți ursim numai de bine. Vei fi o fată frumoasă, tare, tare drăgăstoasă. Vei fi a mamei mândrie și a tatei bucurie, bucuria tinereții și sprijinul bătrâneții. Am venit să te ursesc, viață lungă să-ți zăresc, ani frumoși cu bucurii, cu noroc și bogății. Să te porți cu toți frumos, cu părinții, cu bunicii, cu a ta familia aleasă, să fii tare drăgăstoasă. Îți urez de sănătate, de belșug, de bunătate, draga mea, tu să fii cea mai mândră între copii. Binele să te ocrotească, răul să te ocolească, să nu te ocolească banul, așa e, din el să ai tot anul. Iar când va veni vremea să te așezi la casa ta, un domnișor să-ți găsești, unul mândru ca-n povești. Cu el fericită să fii, să aveți numai bucurii și o mulțime de copii. Să fiți alături mereu și la bine și la greu, casă mare luminată, viață lungă și bogată. Când vei fi mai mărișoară? Cam cât de mărișoară? Cam așa. Nu, nu chiar așa. Uite așa. Îți ursesc o surioară sau un frățior, sau doi, sau trei. Asta știu părinții tăi. De vreme ce se vor schimba, noi le vom ursi tot așa. De servici nu prea am ursit. Ne-am grăbit, 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 dar la el ne-am și gândit și-ți spunem așa. Cel mai bine ar fi să fie o artistă ea să fie, toată lumea să o știe. Nu, 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 e clar, director o să fie la o mare companie. Fetelor, în carte scrie, indiferent de meserie, fericită, norocoasă și bănoasă ea să fie, așa să fie. O și văd într-o vilă somtoasă, într-o mașină mare de clasă. Să-ți fie cu noroc, Antonia! Dar parcă lipsește ceva. Ce-a zice voi despre un bărbat cu bani, frumos și norocos?
să-ți asculți în viață glasul, glasul să-ți conducă pasul, îți ursesc la tinerețe respect pentru bătrânețe. Și-ți ursesc la bătrânețe tot atâta tinerețe, viața ta pornește acum pe un nou drum. Cum va fi destinul tău, știe bunul Dumnezeu. Noi am venit cu ursirea, că așa ne-i menirea. Te-om veghea și te-om privi, bucuroasă noi vom fi, dacă tot ce ți-am ursit, tu ai dus la bun sfârșit. Și înainte să plecăm, pe părinți să-i aplaudăm. Și înainte să plecăm, pe naș să-i aplaudăm. Și pe moș să-i aplaudăm. Și pe bunici să-i aplaudăm. Și înainte de plecare, să urăm la cinste adunare, la mulți ani cu sănătate, cu noroc și spor în toate. Așa să fie, Antonia. Vă invităm la poze.